aici ne adunăm ca să celebrăm arta, să celebrăm pictorii și să ne reamintim practic că de fapt tot ceea ce facem, facem pentru oameni, prin oameni, cu oameni. Asta este realitatea și dacă n-ați fi voi artiștii să ne faceți viața mai frumoasă și să ne bucurați cu tot ceea ce creați, nu știu ce ar fi. Noi ăștia la care au două mâini stângi și nu pot crea așa ceva. Dar eu vă mulțumesc încă o dată că sunteți prezenți. Scuze. Facem un vernisaj, adică o deschidere de expoziție mai atipică. Știu că mulți dintre cei prezenți aici sunt obișnuiți să vină și un critic de artă, să povestească, să vorbească despre lucrările lor. Eu vreau să fac puțin diferit lucrurile și să vorbim eu cu voi și voi cu mine și la un moment dat, până se va încheia expoziția, fiecare dintre voi va primi o recenzie. Nu vreau să-i spun că va scrie un critic de artă despre voi ceva, va fi o surpriză și veți avea o recenzie de la noi. Pentru ceea ce ați expus în această expoziție și pentru ceea ce sunteți ca oameni. Nu vă cunosc pe toți, dar sper să vă cunosc mai bine cu timpul. Am să fac încă o precizare. O avem alături de noi pe doamna Doina Ghițescu, care a venit de fiecare dată. Nu cred că a susținut la vernisaj. Care ne-a onorat cu prezența sa și care ne-a onorat cu talentul pe care eu o respect și o iubesc. Și știu cât efort face să vină de fiecare dată să fie alături de noi și e mare lucru treaba asta pentru că oamenii nu prea și mai găsesc timp pentru ceilalți. Doamna Ghițescu își găsește timp mereu pentru noi și pentru asta eu vă mulțumesc așa acum public. Avem printre noi și artiști care n-au expus în această expoziție, dar care vin să ne vadă și vin tot timpul cu plăcere să fie alături de noi. Luminița, Dorina, vă mulțumesc că sunteți aici și veniți aici lângă mine, vă rog frumos. Haideți, că nu e numai despre cei care au expus, ci și despre voi. A, Luminița. Da. Haide, e bine să fim așa. Da. Mulțumesc, Doina Manole, vă rog să le aplaudați. Da. Au fost de multe ori în expozițiile noastre și sper din tot sufletul să mai vină și le mulțumesc că la fel. Bună seara tuturor! Vă pup! Bună seara! Deci am făcut timp să vină în seara asta aici. Și nu cred. Este unde da. 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 Să lucrez. Vă mulțumesc. Acum o să trec, puteți merge la locurile dumneavoastră. Da. O să trec, adică o să mai spun un lucru foarte important. Artiștii noștri nu sunt așa, okay. Așa da? Doar artiști în sensul vizual. Avem printre noi și un artist care așa. În seara aceasta o să vă fac o surpriză, nu vă spun încă ce. Da. Dar până atunci o să încep să-i nominalizez pe artiștii care sunt prezenți în această expoziție. Am numit-o Singularity. La noi întotdeauna denumirea are un mesaj. Singularity înseamnă unic, înseamnă poate mai ieși din comun, înseamnă orice altceva decât la grămadă. Și fiecare dintre voi aveți unicitate. Fiecare dintre voi aveți o tușă aparte. Fiecare dintre voi aveți în interior o bogăție fabuloasă și am mai spus-o și o să mai spun. Artiștii pentru mine sunt zei. Pentru că pot crea și pot aduce din interior spre exterior foarte mult. Pe care unii le vedem, alții nu le vedem, datorită lor însă le vedem. Corina Chirilă. Să o aplaudăm. Am mai spus despre Corina Chirilă, cine nu o cunoaște, o va cunoaște acum,
acolo și își inspiră lucrările foarte mult din ceea ce vede la microscop, din ceea ce studiază. Este foarte conectată cu natura umană, cu invizibilul din noi și este minunat, mi se pare minunat să aibă această idee fantastică să ne ajute să vedem ce vede ea ca specialist și să ne ajute să ne cunoaștem mai bine. Mulțumim, Corina, pentru prezență și dacă vreți să spun două vorbe. Eu am două lucrări în această expoziție, care sunt intitulate chiar Singularity, singularitate. Sunt două lucrări cu teme spațiale despre singularități din cosmos, despre găuri negre, despre puncte în care se întâlnesc două universuri paralele. Despre curbura spațiu-timp și despre deformarea curburii spațiu-timp produsă de câmpul gravitațional al unei găuri negre. Vreau să spun și eu ceva despre Corina. Te rog, pe Corina nu aici am cunoscut-o. Am cunoscut-o în alte galerii de artă și am cunoscut-o chiar la o cafenea, undeva lângă teatrul de revistă Constantin Tănase, acolo unde organiza altcineva și tema era lucrări în boabe de cafea. Adică reușea să facă picturi din cafea. Ea a primit premiul cel mare, iar eu avea și lucrări mici și lucrări mai mari, iar eu i-am cumpărat atunci două lucrări mici, inspirate din Eminescu și lucrate în această, în acest zaț boabe de cafea, cum era atunci ea, dacă poate să vă spună un centimetru mai mult, o să vă spună, dar vreau să vă zic că are niște stiluri diferite și este bună. Merită aplauze. Am să o chem lângă mine pe Cristina Machedonski. Bravo, felicitări. Pe care o admir pentru deschiderea ei și pentru dorința ei de a vedea oamenii curioși. Pe lângă faptul că pictează, lucrarea este chiar în spatele acolo și se axează foarte mult pe feminitate. E o feminină, după cum vedeți. Ea creează și bijuterii. În cupru, în metal. Da. Ce iese din mâinile ei este fabulos. Da. Și, dragii noștri, ea și cântă. Așa că în seara aceasta veți avea ocazia să o auziți cântând un pic, așa, o mică mostră din talentul ei de cântăreață. Mulțumesc! Delia Știrbu, adică prietena noastră deja, este nou venită aici, în acest spațiu. A mai fost în expoziție la cu Galeria Soleil. E foarte greu să vorbești despre ceea ce creează Delia, pentru că ea s-a mutat puțin în arhaic, a adoptat ceva tehnici. Nu știu, mie mi se pare că greu de manevrat și de stăpânit, dar are curaj și a reușit. Nimic nu-i greu, a spus, ok. Și vreau să spun tu, și data trecută ai spus unei alte audiențe, ce înseamnă lucrările acestea și cum le lucrezi în două vorbe, așa? Alfa și Omega. Portalul și ferestre către adevăr. Traducerea cu noi ani. Și poziție. Lucrez în diverse tehnici, sunt autoritar și lucrez cu cearca actuală de albine și leșină de mare. Este o tehnică foarte veche, sunt în cearca și deși vorbește ceara, dacă nu trebuie și eu, deci nu sunt în cearca. Și prietena ta. Se vede pentru că îți iese. Mulțumim frumos pentru prezență și ce vă mulțumesc! Doamna Vițescu, dacă pe parcurs doriți să completați, o facem așa, mai interactiv. O chem alături de mine pe Magdalena Udrea, pe care o vedeți pentru prima oară, care sigur are emoții multe. Magdalena are lucrările realizate în 3D pe care le-ați văzut în expoziție. A ieșit ca, nu știu,
val enorm talentul din ea, a început să creeze, cum așa ne-a povestit, pur și simplu. Și cred că este și ea uimită de ce iese uneori. Sincer, da. Da, pentru că vine de undeva din străfunduri tot ceea ce realizează ea și noi știm despre ce vorbesc. Are inspirație amplă și din alte lumi și din alte zări. Dacă o să vrea, o să vă spună ea la un moment dat. Noi avem aici, printre noi, foarte mulți oameni spirituali, care a mai venit cineva la fel, o să vorbim după aceea, care sunt foarte conectați, repet, cu nevăzutul. De ce spun asta? Pentru că, de fapt și de drept, nevăzutul ne conduce. Exteriorul este doar rezultatul a ceea ce este la interior. Corect? Este prima expoziție. Da. Mă bucur că ne-ai ales pe noi. Nu este întâmplător. Când am început să creez, m-am simțit soare puternic. Și aveam senzația că soarele acela mă conduce și trebuia neapărat să lucrez. Nu am știut, nu cunosc tehnici, nu știu să lucrez, pur și simplu le-am luat și am început să pun. Și toată lumea spunea, wow, ce frumos. Mie mi se părea că este o copilărie și că este o refulare, probabil, a mea. Și nu am făcut nimic pentru a mă promova, eram pur și simplu. Și doar într-o dimineață am simțit tot așa din nou, zic să mă uit. Și m-am uitat și m-am zis, dar e soleț, soare, clar. Trebuie să încerc. Asta, da. Asta, da. Asta este pentru mine. Super. Mă bucur că ai făcut-o. Noi ne vom mai vedea. Există câțiva artiști care au expus în această expoziție, sunt prezenți în această expoziție, dar nu au putut ajunge la vernisaj pentru că sunt orașe îndepărtate. De exemplu, Oana Miliana Mantegața cu lucrările acelea mari pe care le-ați văzut. Este în Timișoara. I-ar fi plăcut să poată fi aici, dar poate la o viitoare expoziție o veți cunoaște și personal, încă o persoană extraordinar cu spirituală. O aplaudăm oricum. Și de asemenea, domnul Alfred Ham, un artist care este undeva prin județul Timiș, într-o localitate nu știu cât de cunoscută, dar care, de când ne-a cunoscut pe noi, tot așa, văzându-ne în online, a ținut morții să fie în mai toate expozițiile pe care le organizăm. S-a atașat foarte mult de modul nostru de a aduce în față nu numai arta, ci și omul, nu numai omul, ci și arta, dacă vreți. Și dânsul este și profesor de pictură și de desen, foarte conectat din nou cu oamenii și cu tot ce înseamnă ce în jurul nostru. Îl aplaudăm și pe dânsul și noi l-am cunoscut în persoană la o bienală în Brașov. Ne-am dus special să-l cunoaștem pe dumnealui pentru că știam că n-are cum să ajungă aici. Așa că poate vine și dânsul aici la noi. Vreau să-l chem lângă mine pe domnul Bogdan Dițu. Care nu știu de ce, dar vine în expozițiile noastre cu lucrările lui minunate. Bine că îi place. Da. Se simte bine. A sărbătorit și ziua. Și cu luminița, ziua ei. Exact. Da. Spune-ne tu. De ce? Da. Hai. De ce să mă întâlnesc? Nu știu neapărat, dar cred că m-a interesat așa de ce să încerc cu lucrările abstracte. General, ne fiind foarte apropiat de stil, sunt cu lucrări abstracte aici la Hotel Caro, datorită Galeriei Soleil. A, mulțumim frumos! Da, deci dumneavoastră, noi cei care, să zicem, nu m-ați iritat, m-ați provocat, așa. Este ce mai bun. Iar cu galeria sunt pentru că galeria nu este foarte dragă. Mulțumim! Este foarte dragă și se va vedea, sau se vede și se va vedea. Da, da. Și a suivră, urmează, da. Mai urmează. Mulțumim frumos!
și-o în zona de abstract neapărat. Cum ziceți? Abstract? Semi-abstract. Orașul în lumini sau luminile din oraș sau lumina, nu? Lumina, da. Da. Bine, titlul îl cunosc, dar sunt curioasă la ce v-ați gândit dumneavoastră. Este inițial lucrarea de clasa 12 din anii 2000 și după ce am recuperat-o din patrimoniul testat de la Preșița, am pus să dau ceva peste ea și în 2022 stăteam pur și simplu la un pahar de vin și o cafea în față. Am și autoarea versurilor prezentă, Nicoleta Ioan, și știind versurile ei, afară tunea fulgerat groaznic, eu vin din Banat, la noi ploile și vremea este foarte capricioasă și vedea pe fereastră foarte multe fulgere și instantaneu am luat tubul și pur și simplu cu tubul și șpaclu am făcut acelea dausuri de fulgere. Foarte frumos. Și poezia? Lumina. Sorry, eu acum nu. Nu? Eu sunt prea multe versuri, nu le știu. Le creez acum pe un moment, dar nu le pot reuși. Un fragment? Două versuri? Bine, neapărat să ne dați și nouă poezia. La viitoarea personală la galerie, în 2025, nu va scăpa, va recita. Foarte bine. Da, da. Perfect. Ei, mulțumim mult. Și un nimic nu e întâmplător, toate se leagă, iată unde am ajuns. Domnul Bănescu este și dânsul profesor de arte voastră. Felicitări. Mulțumesc. A venit în expoziție cu două lucrări. Nu este prezent pentru că este la Bacău. Dânsul a zis vin și expun Galeria Solei pe încredere. Și mă bucur că a făcut-o pentru că are două lucrări foarte reușite și sper eu să mai vină cu alte lucrări în expozițiile noastre și pe alte teme. Și mulțumim pentru alegerea pe care a făcut-o pe încredere. Pentru că am trecut în revistă pe toată lumea, înainte să o ascultăm pe Cristina cântând, să o rog pe doamna Vițescu să ne zică două vorbe, 3, 10, cât te dorește dumneavoastră. Da, da. Nu, stai puțin, că e legat ceva de tine. Noi ne cunoaștem. Adică, așa, cam 80% dintre noi ne știm. Eu pe dumneavoastră, dumneavoastră pe mine. Desigur că din aceste locuri încărcate de lumină și culoare, care sunt galeriile de artă. Cristina Raicu are împreună cu domnul Adrian Pandelescu această galerie de artă Solei. Chiar dacă astăzi nu a vorbit un critic despre voi, artiștii vizuali, noi numim, așa cum se întâmplă și la lansările de carte sau de CD-uri, lansări atipice, vernisaje atipice sau, desigur, lansări de CD-uri tot atipice. Se întâmplă în ultima vreme lucrul ăsta. De fapt, așa este în străinătate. Noi ne-am obișnuit aici să vină criticul, să stea încoțopenit și să vorbească și să spună acolo e unghiul, acolo este, acolo e punctul, acolo e virgula. Mulți dintre ei chiar o fac bine. Dar Cristina Raicu, împreună cu domnul Pandelescu, lucrează în această galerie de artă Solei, ea fiind un canal de comunicare cu exteriorul, prin posibilitățile și prin atitudinile tehnice, profesionale, profesioniste pe care le au. Deci această galerie este un canal de comunicare în formele ei tehnice cu cei care văd ceea ce li se prezintă, în modul în care ei o fac și pe care eu doar l-am văzut, nu-l cunosc în adâncime, pentru că nu mă pricep la aceste lucruri tehnice, care fac posibilă ca ele să fie vizualizate prin căi, de care tocmai v-am vorbit, de colecționari de artă,
de critici de artă, de oameni, de pictori, de artiști, de colegi de-ai voștri și de oameni care iubesc arta și vor să achiziționeze aceste tablouri care le plac, care le vorbesc sufletului și emoționează, le vorbesc inimii emoționând încă o dată. Asta este o lucrare, inclusiv că e interesantă, bună, clară, sinceră, potrivită, care are atitudinea ei, folositoare. Vreau să vă spun că aceste lucrări sunt vizibile. Chiar dacă acum nu sunt 1000 de critici de specialitate aici, sunt lucruri care se fac pe internet, într-o formă specială, și care ajung cu o rapiditate aproape filmică în locurile în care sunt alți oameni, pe care i-am numit ceva mai devreme. Vreau să vă spun că de acolo pornesc alte și alte soluții, alte și alte chemări. Ea împodobește frumos aceste evenimente, pentru că are o căldură, are o sinceritate, are o atitudine umană frumoasă. Știe să-și atragă omul, nu să-l îndepărteze. Nu vorbește supradimensionat de la o înălțime, supraetajată, supraîncărcată, nu. Ea este acolo, umană, caldă și cu bucurie, așa cum este și artistul care lucrează. Pe Bogdan îl apreciez foarte mult. Este într-un duet profesional cu Luminița, artista care și ea are astăzi lucrare aici. Ei doi există o armonie, e un lucru frumos să mergi braț la braț cu colegul de breaslă. Culmea este că ei se reușesc să facă niște întreceri chiar între ei. Lucrările lor urcă, nu coboară, urcă. Ele n-au avut saltul lor, dacă a fost aici, n-a venit aici și aici, aici și mai pe joi. Ele urcă. I-am admirat eu pe ei în multe locuri, nu numai aici, că merg și în alte locuri. E bine să meargă, da. E bine să fie văzut. Verbul să fie a fi. Eu sunt acolo. Eu fizic mă duc acolo. Eu mă duc și aici ca să pot să. Dar vine, aici vine de când îl cunosc eu. Are niște legături. Deloc, știți că e filmul la legături primejdioase. Nu primejdioase, legături de colaborare cu această galerie de artă și cu ei. Mă bucur că o revăd pe Cristina, obiectele ei, am văzut-o și în alte locuri, obiectele ei care sunt de podoabă, din cupru, din metal. Nici nu-ți vine să crezi, lucrurile acestea te duc cu gândul undeva, acolo în precambrian, cum zic eu, în cretacic, în care, în comuna primitivă, te uitai și rămâi așa și zici, Doamne, oare? Da, există! Sunt lucruri de podoabă care dau o excelență, care dau frumusețe. Și pe urmă, așa privind pe aici, nu mai știu, n-am nici ochelari, aici, nu mai știu de cine, pe cine mai cunosc eu. Pe Corina. De Corina am vorbit, am și spus de ea prima. Dar lângă ea este o cadână, o sultană, o femeie frumoasă, cu un păr lung ca Genoveva de Brabant, care nu este aici la voi, hai vino aici, da, lângă noi, nu știu cum a ajuns aici, dar mi-a arătat niște lucrări. Domnule, te potopesc în frumos, ea e sculptor, ea este sculptor, nu are lucrări aici, dar dacă îi le vedeți, te potopesc în frumos, zici că nu există, zici că este ireal și că doar Dumnezeu le-a desenat cu mâna lui. Desigur că nimic fără Dumnezeu și Dumnezeu face lucrarea prin oameni. Iar undeva în stânga mea este o personalitate dintr-un alt departament al artelor, este creatorul de modă, de vestimentație, care a sărbătorit de curând vreo 30 de ani de creație în slujba modei și este, altădată nu o să mai vorbesc de el, dar eu v-am mai spus odată, Vadim Tudor, când a apărut la un post de televiziune, a zis așa, sunt modest, dar vreau să se știe. Da. Așa că eu vreau să-l știți pe Marian Stăiculescu. Haideți, veniți Marian! Marian Stăiculescu, creator de modă. Drag! A zis că un artist, dar de astă dată, în creația vestimentară, modă, podium, lucruri frumoase pe care el, de care chiar în concursuri, în festivaluri, el a premiat
cu obiectele de podoabă făcute de el, că erau sub formă de eșarpă, de bluze, de alte lucruri, premianții de la diferite concursuri și festivaluri naționale, într-o literatură, poezie și așa mai departe. Lucru de aplaudat! Dacă vrea să ne spună ceva, că ia de la mine. Îi mulțumesc Cristinei, prietena mea, pentru invitație și am admirat toate lucrările, sunt super reușite, excepționale și ce mi-a plăcut foarte mult, că duc în multe direcții ca activitate și tehnici de lucru și direcții. Delia este iar, bravo Delia, ce se întâmplă cu tine este într-un mod curajos, înainte și nu în urmă. Eu cam atât am avut a vă spune. O invit pe Cristina Macedonski să ne aducă un pic de muzică și să vedem ce ne cântă astăzi. Și vă mulțumim o dată pentru prezent. Da. Și pe aplauzele muzicale, eu vă rog, știți cum spune așa cântecul, vă rog să aveți o viață frumoasă, vă rog să aveți grijă de voi, să aveți soarele în casă și să vă amintiți de noi. La mulți ani! La mulți ani! Și înainte să vă spune Cristina, ca să nu uităm, declarăm expoziția deschisă pentru toată lumea care este interesată. Cu drag, să fii sănătos. Cu drag, scuze. Da, prepar bucate. Da, se aude bine, e ok. Se aude bine.
credeam că... Mulțumesc!